și bam, bam, bam! Crezi că o să-ți placă la Roma? Ce mașină e asta? Tare integrală, abia aștept. Cristiane, luăm amendă, Cristiane. Mă uit aici, ia uite. 29 de euro, dintre restaurantele preferate al lui Al Pacino. Mamă, cum arată asta. Și mașina costă între 28 și 30 de mii de euro. Stai bine, tati? Da. Haide. Ultima oară când am fost aici era să pierd avionul. Am fost la Cluj, parcă, dacă mi-aduc bine aminte. Dar acum mergem în altă parte, într-o țară frumoasă, care nu e chiar caldă, dar asta e situația, unde o să mâncăm foarte multă pizza și pastă. Bine, eu mai puțin o să mănânc așa multă pizza și pastă, dar o să mănânc tagliata. Băi, maimuțoile, ce faci acolo? Crezi că o să-ți placă la Roma? Da! Ce ești mai curios să vezi, grădina zoologică sau Coloseumul? Grădina zoologică! Coloseum! Coloseum, nu? La gladiatori! Adică? Da, și eu! Tu știi ce sunt aia gladiatori? Ce sunt? Gladiatorii erau niște luptători care se luptau în arenă și se băteau. Că de ajuns am ajuns și cu jumătate de oră mai devreme. Am încheiat și mașină. Am luat ceva de la Europcar, mașină cutie automată, frumos, civilizată, exact ce trebuie. Dar să vedem dacă o găsim. Uite că am găsit-o. Ce mașină e asta? E chiar mișto. Îți place? Ce vorbești, mă? A luat racheta aici, ia uite. Ce mașină e asta? Nu știu ce mașină e. N-am prezentat niciodată o mașină ca asta. Nu mai, că îi fac când ajunge la hotel, trebuie să-i facem o prezentare integrală, abia aștept. Haide, ia uite. Mamă, ce bord are. Ia să vedem. Am dat. Las că n-am mai condus mașină de genul ăsta până acum. N-am apucat să mă acomodez prea bine cu mașina, dar e clar că mi se pare genială. Nu știu ce, am înțeles că e brand chinezesc sau ceva de genul, se cheamă Link & Co. Nici măcar nu știu cu ce capacitate cilindrică are și așa mai departe, dar prima senzație de la drum e impecabilă mașina. La exterior, probabil designul e o combinație între Citroen cu Lexus, ceva de genul, dar arată foarte mișto, o să vă arăt și la exterior. Are o navigație uriașă aici, care are, cred că, 12 sau 13 inci. E imensă navigația și avem inclusiv CarPlay și Android Auto full screen, după cum vedeți. Deci, efectiv, mașina e genială. Sistem audio Harman Kardon și cockpitul care este complet digital și acesta este full screen. L-am pus în momentul de față pe navigație și se vede exact ceea ce trebuie. Intrăm pe Italia, frumos, abia aștept să mănânc niște pizza și paste. Și chiar sunt curios să văd ce consumare și ce motorizare are. O să aflu și asta și revin imediat. Eram și noi super bucuroși, găsim un loc de parcare aici aproape de restaurant. Când mă uit aici, ia uite, 29 de euro. Mai era o mașină acolo mai devreme, 60 de euro. Nu e cazul, mai bine luăm o masă la restaurant decât să plătești 60 de euro degeaba. Mergem și căutăm alt loc de parcare, asta e. Și alea sunt la fel, cu tichet în bord. Amenda și la băiatul aici. Și ăla în față are. Deci dacă o lăsam aici, sigur luam amendă. Nu mai zic că am intrat pe niște străduțe din astea, nici nu știu cum am mai ieșit de acolo, că m-am chinuit un pic, n-am să mint. Tot ca la București am parcat, dar sper să rămân acolo până ne întoarcem. Cristiane, luăm amendă, Cristiane. O simt. 34 de euro. Cât are ăsta, mă? 60 de euro. 24. 29 și ăsta. Ia dat și lui ăsta până ne-am întors noi? Ne-a dat. Încă. Sunt curios dacă atunci când ne întoarcem are amendă în bord sau nu. Ajungem la un restaurant, dintre restaurantele preferate al lui Al Pacino. Se cheamă Cantina y Cucina. Am văzut că are rating extraordinar de bun. Sperăm și mâncarea să fie la fel, că n-am apucat să mâncăm nimic până acum, din păcate, dar rămâne de văzut, doamnește. Mamă, cum arată asta? Cred că eu mi-am luat cel mai bun. Ce bine arată și asta, napoliata arată bine. Pizza Parma. Ce bine arată. De ce? Perfetto.
Gata, te-ai sunat? Oh. Zi-mă, boss, am luat amendă sau n-am luat? La niciun caz, luat. Italienii sunt frații noștri. La ce am văzut în intersecția asta aici, mi-e cam frică. Este o scăpat! Cred că se uită ăștia la noi și zic, ce-o fi cu țăranii ăștia să bucură că n-au luat amendă sau de ce s-or bucura? Buongiorno, principesa! A venit și vreme super bună, s-au făcut 21 de grade afară. A fost bună mâncarea aici, dar n-aș putea neapărat să zic că a fost mâncarea aia să mă dea pe spate, să zic da frate, am mâncat, știi? De foame, am mâncat-o și da. Nu, nici eu nu. Dar n-a fost 10 din 10, a fost așa un 8 spre 9. Evident că trebuie să mergem să ne ocupăm de copii și am ajuns la grădina zoologică. Ia uite tati, vezi ce mare e? Rinoceri chiar n-am mai văzut, nici rinoceri, nici girafă n-am mai văzut de fapt. Abia aștept să ajung înapoi la mașină să mă apuc să-i fac o prezentare corectă ca la carte. Wow, ce frumos e și mare, ăsta e beton. Veniți mai încoace, e geamul mai curat aici. Uite, a dat cu labele, se supără și de cu laba geamul. Come la pioggia scivola, come un bambino rotola, sai farlo pure tu. Arată frumos camera la hotel Pampili se cheamă și... Gladiatorul Publicus cu gladiatorul Ericus. Tati, da, hai să ne uităm afară, să vedem ce view avem. Nu e rău nici view, cel puțin în spate, se vede frumos. E un pic friguț afară acum, bate un pic de vânt, ce-i drept. Au și o piscină destul de mare, olimpică, văd, dar momentan n-am apucat să ajungem la ea. Și vreau să vă arăt și mașina, pentru că n-am apucat să-i facem o prezentare, dar cu siguranță o să-i facem o prezentare rapidă, după care închidem vlog. Aici, haide. Afară, că e frumos. Și nu uitați să vă abonați, apăsați butonașul de like. Salutare, mergem la un nou episod. Și bam, bam, bam! Ia uita ce frumos e aici. Ia uite cum arată cheia la mașinuța asta. Hai că între timp m-am mai documentat puțin de mașinuța asta. Bă, băiatule, dar uitați-vă cât de frumos arată și spuneți-mi voi mie că asta n-arată frumos. Mie mi se pare sincer că arată genial pentru cât costă, mai exact undeva la 28-30 de mii de euro. Este vorba despre Lincoln Co. 01 și așa arată cheia. Asta e cheia pe care o vedeți aici, cu buton de blocare, deblocare și portbagaj. Sunt foarte multe chestii interesante. Vreau să ne uităm în primul rând un pic la aspectul exterior, după care o să vorbim imediat și despre aspectul interior, că acolo e foarte multă tehnologie. Hai să-i punem pozițiile. Și hai să ne uităm în primul rând la faruri. Farul cu tehnologie LED care seamănă un pic cu Citroen, din câte văd eu. Mai au o linie interesantă aici în partea de jos, care mi se pare, iarăși din față, mi se pare foarte mult că seamănă cu Citroen. Prima oară când am văzut-o am zis că e Citroen DS7 sau ceva de genul. Când vine vorba de performanțe sunt câteva chestii interesante. Mai exact, are un motor de 1,5 litri hibrid, 260 de cai putere, deci e destul de puternică, nu e chiar așa. Și mașina costă între 28 și 30 de mii de euro. M-am uitat chiar acum pe piața rulată, undeva cu 8.000-10.000 de kilometri, cam atât costă mașina, 28 de mii de euro. Este o combinație, de fapt, între o mașină chinezească cu o mașină suedeză. Brandul este chinezesc, dar este deținut practic și de cei de la Geely, care au produs drăcia asta, nu știu cum să-i zic, pentru că este un SUV, e în clasă cu X3-ul. Trimurile sunt și ele în culoarea caroseriei și în culoarea care o găsim și pe jante. Puteți să vedeți trimuri colorate pentru prima oară pe o mașină. Avem și bare longitudinale și o trapă panoramică uriașă pe care absolut o iubesc. Iarăși câteva elemente interesante pe aici, pe la mânerele ușilor. Un plastic cromat, aici e un plastic normal chip și anvelopele vin 235/40 R20 XL. Sunt anvelope de SUV, Eco Contact 6 Continental. Deci uitați-vă un pic cât de frumos arată și spuneți-mi că n-arată frumos mașina asta. Așa arată spatele. Da? Și când ne uităm aici avem un far, un design super interesant, care nu l-am mai regăsit pe alte mașini, cel mai probabil are și un fel de joc sau alte chestii de genul ăsta. O tobă de evacuare foarte interesantă, cu un design similar cu cel pe care le regăseam pe X5. Puteți să vedeți cât de frumos arată stopurile. Portbagajul măricel, încăpător, adică am băgat o familie, toate bagajele pe care le-am avut pentru călătorie și n-am avut niciun fel de problemă. Buton de deschidere, de închidere, tehnologie incorporată pentru cât costă, destul de multă. Nici măcar n-aș putea să știu cu ce ai putea să o compari. Model Y cu nu, că n-are nicio legătură. X3 nu, că e mult mai scump de atât. X3-ul nou cred că ajunge undeva la 60.000 dacă nu mă înșel. Scrie și voi în comentarii dacă aveți idee cu ce se compară mașina asta. Panoul de ușă
Nu e top of the line, dar avem câteva elemente de design iarăși interesante. Un plastic molicel în partea de sus, un plastic mai dur aici, aici un fel de piele, dar nu e piele, e vinilin. Memorie în scaune, în partea de jos iarăși avem protecții nebunii. Nu mi l-a dat cu covorașii ăștia de la închiriere, dar scaunele, uitați-vă aici un pic la designul scaunelor. Și spuneți-mi voi mie acum că n-arată mișto. Deci scaunele sunt foarte confortabile, sunt textile ce e drept, dar foarte confortabile și arată premium. Asta e chestia interesantă. La cât plătești, nu te aștepți să primești chestii de genul ăsta. Aici avem un buton în partea de jos, când apăsăm pe el putem să intrăm în setările mașinii. Apple CarPlay, Android Auto, putem să ne punem niște widget-uri nebunii de chestii de genul ăsta, inclusiv telefon. Aplicații. Avem inclusiv aplicații, dar ce vreau să vă mai arăt în schimb, funcționează bine, pentru cât costă mașina asta, funcționează foarte bine. Acesta este volanul, nu e wow, dar arată bine, arată interesant, e confortabil, materialul este mediu să spunem, aș putea chiar să zic că e similar cu materialul care le găsești pe o Dacia. Aici avem în partea de jos încărcare wireless pentru telefon, climă cu sync, iar în momentul în care dăm mai cald sau mai rece se schimbă culoarea, mi se pare o chestie super tare. A, și lucru cel mai important pe care trebuie neapărat să vi-l arăt, trapă panoramică uriașă. Deci e imensă trapa asta panoramică, nu vă imaginați cât este de mare, de fapt vă spun eu cât este de mare. Exact cât o aveam eu pe X570, are două trepte, asta e prima treaptă și se deschide cam până aici, după care mai are încă o treaptă. Și evident că poate fi și rabatată doar în partea de sus. Deci uitați-vă un pic la unghiul ăsta cât de frumos arată. Scaunul, volanul, ia uite cât de frumos arată consola asta. Trei moduri de conducere, Pure, Hybrid și Power. Când dăm pe Pure, văd că folosește doar motoarele electrice și putem să vedem inclusiv în bord treaba asta. La Hybrid face ea un fel de optimizare a utilizării atât motoarelor electrice cât și celor pe combustie pentru consum optim și Power, să te bucuri de toți cei 260 de cai putere. Pentru oraș, cred că e o mașină super interesantă și, repet, pentru cât costă, primești o grămadă de chestii și de tehnologii pe care nu le regăsești pe alte branduri de renume care costă mult mai scump de atât. Mașina nu e foarte complicată, în schimb designul mi se pare foarte reușit. Cam asta a fost pe scurt mașina asta, dragilor, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați și voi un like și un subscribe acolo la băiatul și cu siguranță o să mai vedeți alte clipuri de la mine. Hai, v-am pupat!